așa rămâne până mâine și abia mâine poate fi scoasă din formă. Vedeți? Aici am luat, ia uitați-l, am să-l scot, eu l-am scos mai devreme de la frigider ca să nu fie prea tare. Și în aluat am mai pus, puteți pune arome, vanilie, rom, coajă de lămâie, coajă de portocale. Eu în acesta am pus pasta mea de mandarine, o am deja la frigider, congelată, am tăiat și am pus. Și am aromat aluatul. Așa. Ia uitați-l cum arată, făcut de aseară. Aluatul fraged. O să întindem și o să punem aici. O să dăm la frigider. Și după aceea am forme să tăiem, să facem floricele, să punem deasupra. Crema mea este făcută. Am să adaug doar câteva stafide în interior. Și am să iau din aluatul meu de aici. Ia uitați-l. Și am să-l întind. Ia să întind așa. Am să las o bucată pentru să facem decorațiile. Așa, și o să întindem așa cu un sucitor. Se vede pasta de mandarine. Am pus destulă ca să fie aromată. Blatul nostru de la tartă crustată, cum vreți să-i spuneți. Așa. Și întindem. Cine dorește se poate ajuta și cu puțină făină. Așa, să nu fie nici prea groză, nici prea subțire. Cam jumătate de centimetru. Și acum o să-l punem așa aici. Am să iau așa. Așa, chiar dacă se rupe, nu se întâmplă nimic, ea se unește una cu cealaltă. Așa. Și apăsăm așa bine. O să dăm surplusul jos. Să-l adunăm. Asta ne trebuie să decorăm deasupra. Așa. Și ajungem aici, la celălalt aluat. Așa. Cu un cuțitaș. Să tăiem așa cu un cuțitaș. Margine. Această tartă o fac pentru o persoană specială, foarte specială, cea mai dragă persoană mie, care este mama mea. De ziua ei îi fac această crostată. Și cum am făcut și de Paști, în loc de zahăr, eu am adăugat miere de albine, să știți că îi dă un gust extraordinar la, și la aluat și la compoziție. Cine dorește poate pune zahăr. Așa.
această tartă se face înainte, cu câteva zile, că trebuie să se odihnească după ce s-a copt. Bine, bine. Și după două zile este foarte, foarte bună. Două, trei zile este extraordinar de bună. Așa. Și așezăm așa frumos aici. Am să încerc să ridic mai sus. Așa. Cine dorește, poate și înțepa puțin aratul, uitați, vedeți? Așa. Și să-l înțepăm așa puțin, ca să nu se umfle. Așa, o să-l lăsăm cam așa. Aici am o lingură, o furculiță. Și cu furculiță înțepăm așa. Frigider. Și o să facem toate decorațiile. După aceea punem crema, umplutura noastră, care este foarte, foarte, foarte aromată, așa, și o dăm la cuptor. Și la cuptor o să stea în jur de 50-60 de minute la un foc cam 170-165 umplutura. Ia uitați-o. Vedeți? Este gata, este făcută cu grâu, cu ricota, cu ouă, cu fructe confiate. Eu am să adaug și stafide în momentul când am să pun în tavă. Cu coajă de portocală, cu esență de vanilie, ce mai pus înăuntru. Esență de flori de portocal, care îi dă un gust aparte. Este foarte, foarte bună. Și grâul l-am cumpărat gata fiert în burcanel. Apoi eu l-am mai fiert încă puțin cu 200 de lapte și cu coajă de lămâie. Așa. Și i-am scos pielea, l-am dat prin sită. Și apoi am amestecat ricota, deci am făcut aseară, o cumpărați dimineața și o puneți toată ziua să stea, sau de seara să stea în straturi ca să eliminăm zerul între, eu pun într-un vas mai adânc, făină, șervețele, mai multe, pui, pun ricota, șervețele și acopăr cu făină de porumb. Și absorbe tot zero și o să avem o ricota uscată și bună pentru prăjituri, ca să nu se facă lichidă. Dau la frigider și ne ocupăm de decorație acum. Și tot așa, pe foița noastră de hârtie, o să punem tot aluatul nostru, o să întindem și o să folosim, ia uitați, forme din acestea, să facem floricele. Așa. Ia uitați, sau frunzulițe, vedeți? Le punem așa. Asta e ca frunza de vie. Așa, fluturaș și să vedem ce altă frunzuliță, să vedem ce putem face. O inimioare. Inimioare, inimioare. Așa, să tăiem și mai întâi o să facem câteva floricele. Aici o să avem nevoie de puțină făină ca să nu se lipească și am să-mi pun puțină făină într-un vas micuț, așa.
așa. Ne-am pus puțină făină aici și o să dăm așa formele prin făină ca să nu se lipească. Și întindem. Întindem așa bine. Așa sunt mai subțiri. Este cald. Așa. Uitați, și am să o las așa. Aceasta este prima. Așa. Și am să le dau și la frigider. Am să tai din... Vedeți cum arată? Ia uitați. Așa. Și le pun așa aici. Și o să le dăm la frigider să se întărească puțin. Așa. Să facem și fluturaș. Tot așa am să pun puțină făină peste. Să pun așa cu mâna. Fluturașul. Și îl punem așa aici. Mai facem încă unul. Punem făinuță. Punem făinuță ca să... Așa. Să nu se lipească. A ieșit. Acum, ia să încercăm să facem și cu acesta, vedeți? Floricele. Să vedem dacă iese. Nu s-a rupt. Așa, și așezăm așa aici. Este foarte, foarte cald și aluatul este moale, moale, moale. Așa. Nu vor să iasă piciorușele. Mai încercăm o dată. A ieșit. Și o punem așa peste. Aici.
Asta ar trebui să semene cu garofițele. Așa, și scoatem încet, încet. Foarte delicate. Ia. Așa, ia, uitați-le. Vedeți? Sunt delicate, delicate. Să facem și inimioare. Tot așa am să dau prin... Și le punem așa aici. Așa, ia să vedem. Facem și așa o frunzuliță. Așa, și punem așa aici. Ia să facem și una așa, în formă de stea. Tot așa am să pun făină peste. Vedem dacă iese. Asta nu vrea să iasă. Încet, încet a ieșit. Astea le dau la frigider și între timp mai facem. Așa, avem, ia uitați, am ținut la frigider puțin, vedeți, s-a și întărit. Și punem, punem umplutura noastră. Aici avem umplutura. Cum am spus, o să punem și câteva stafide, așa, o mână, două. Ia să vedem câte sunt. Eu nu le hidratez, că se hidratează în compoziție, în interior. Așa, am să mai pun, să mai iau câteva. Așa. Le punem pe toate. Și acum răsturnăm compoziția noastră așa aici. Dăm la frigider ce ne-a rămas. Și acum o să vedem să punem bretelutele noastre. Ia să vedem cum le așezăm așa aici.
și încercăm să o decorăm cât mai frumos. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa. Și acum o să punem ce am făcut noi, ce am făcut ca să decorăm floricelele noastre. Încet, încet și cu răbdare decorăm. Așa. Ia să punem și un futuraș. Să strângem și să facem și să le punem direct. Mai facem încă un fluturaș ca să fie 3, tot așa îl dau cu puțină făină. Și tăiem așa aici. Și îl punem. Așezăm așa aici. Așa.
rup, se rup. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Decorăm crostata sau tarta noastră cu ricota. Aceasta este o tartă specială pentru o persoană specială. Așa. Ia să punem așa aici. Asta. Pun câteva flori de malva, să vedem. Așa. Să vedem dacă vreau să le pun așa în mijloc, așa aici la, să vedem cum o să fie la cuptor. Așa. Să le fac mai drepte, să le întind așa un pic. Așa. Apăsăm așa puțin peste. Să vedem cum o să iasă. Să sperăm că bine. Nu stă. Și acum o să o dau la cuptor. Așa am s-a urat. Ia uitați cum arată. Cu flori. Ia uitați cum arată. Încă este caldă. Așa rămâne până mâine. Și abia mâine poate fi scoasă din formă. Vedeți? Așa.